Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Iona Laghirie și vă invit să urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Craiovenii vor plăti anul viitor cam aceleași taxe și impozite, dar și unele noi. Cam asta este concluzia dezbaterii de ieri organizată de Primăria Municipiului Craiova. Taxele noi se referă la impozitul pe clădirile lăsate în paragină și parcările din centrul orașului, unde plata se va face prin SMS. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017, care a avut loc ieri la Primăria Craiova, nu a venit cu prea multe noutăți pentru craioveni. Taxele și impozitele pentru 2017 sunt în mare aceleași ca în 2016, iar creșteri au apărut doar acolo unde a prevăzut noua lege fiscală. Taxele au fost ajustate de așa natură încât față de anii anteriori, față de anul 2015, să nu existe o perturbare, un șoc, o creștere a acestor taxe în așa fel încât populația să le resimtă. Anul 2017 vine și preia în mare parte ceea ce s-a întâmplat în 2016. Bineînțeles, apar anumite dezechilibre și anumite creștere acolo unde codul fiscal le-a impus imperativ, așa cum va prezenta doamna director în cazul clădirilor nerezidențiale, acolo unde în clădirea persoanei respective funcționează o societate comercială. Noutatea pentru 2017 apare din aceste terenuri și clădiri neîngrijite, unde legiuitorul prevede apariția acestei taxe de până 15%, care după un an în care toată lumea și-a verificat și a fost un an în provocare, sunt orașe care au instituit-o încă din anul 2016, noi am considerat că un an trebuie să lăsăm tuturor să-și evalueze posibilitățile de a-și îngriji terenurile și clădirile. Noutate în bănie va fi parcarea cu plată prin SMS, care se va institui în zona centrală a orașului, dar și aici este nevoie de un regulament care nu a fost încă elaborat. Viceprimarul Mihail Genoiu a explicat că prin acest proiect se urmărește doar aprobarea cuantumului parcării. 2 lei pe oră, taxă de parcare curentă, 1 leu pe zi, parcare ocazională, urmând ca ulterior să se elaboreze și un regulament privind modul în care va funcționa parcarea cu plată prin SMS. Balta de la marginea orașului Calafat, care a rămas fără apă, înghite bani de la bugetul local al orașului. Autoritatea de management pentru programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime spune că Primăria Calafat va trebui să returneze avansul de peste 650.000 de lei, dar și să suporte restul cheltuielilor, adică încă pe atât. Practic, întreg proiectul, care s-a dovedit unul eșuat, va fi suportat din bugetul local. Proiectul ar fi trebuit să atragă 1.300.000 de lei de la Uniunea Europeană pentru amenajarea unei bălți la marginea orașului Calafat, care să servească drept habitat pentru reproducerea speciilor autohtone și totodată să crească activitatea zonei respective. În realitate, acest proiect a fost un fiasco, făcând o mare gaură în bugetul local al municipiului Calafat. Firma care a executat lucrarea trebuia să acopere fundul lacului cu o membrană care să împiedice scurgerea apei în pământ. Însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar membrana a fost pusă doar pe o parte a fundului bălții, astfel că, după ce balta a fost umplută la nici 2 luni, a secat din cauza infiltrațiilor de apă prin locurile unde nu se află nici strat argilos, nici membrană hidroizolantă. Beneficiarul proiectului este Primăria Calafat. Pentru începerea proiectului, municipalitatea a solicitat și primit de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime un avans în valoare de peste 650.000 de lei. Însă, din cauza problemelor apărute pe parcurs, lucrările nu au fost gata la timp, iar acum va fi nevoie ca întreaga sumă să fie suportată din bugetul local al Calafatului. Primăria Calafat, beneficiarul acestui proiect, a înaintat către DGP AMEPOPAM în cursul anului 2015 două cereri de rambursare care au fost respinse ca neconforme, nefiind decontată nicio sumă. Ulterior respingerii, beneficiarul nu a mai solicitat decontarea vreunei cheltuieli și nici nu a înaintat documente referitoare la realizarea obiectivelor cuprinse în proiect. Beneficiarul a solicitat și a primit un avans în sumă de 654.551 lei pentru acest proiect.
Primăria Calafat este obligată să restituie DGP AME Popam sumele primite cu titlul de avans și nefolosite, la care se adaugă penalități și dobânzi potrivit legislației privind creanțele bugetare, context în care a fost emis procesul verbal de constatare a neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, numărul 300.087/8/27/9/2016, au spus reprezentanții Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Așadar, avansul primit de Primăria Calafat pentru începerea proiectului va trebui restituit, iar de primirea restului de bani pentru întreg proiectul nici nu poate fi vorba. Cu alte cuvinte, Calafatul rămâne și fără bani și fără apă în baltă. 15 școli și grădinițe nu au încă director, deși concursul s-a încheiat. În cazul a 6 școli și grădinițe, niciun candidat nu a promovat. La acestea se adaugă alte 7 unități la care nu s-a înscris niciun cadru didactic la concurs și 2 școli la care candidații nu au fost evaluați pentru că nu s-au întrunit comisiile de concurs. Pentru concursul de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Dolj s-au înregistrat inițial 457 de candidaturi. În urma evaluărilor, care au constat în 3 probe diferite, au fost admise 207 candidaturi pentru directori și 89 pentru director adjunct. Avem unități de învățământ unde nu s-a înscris niciun candidat și putem vorbi de școala Lipov, școala gimnazială Maglavid, Gighera, Gângiova, Liceul Teologic Adventist, unde nu s-a înscris de la început niciun candidat, deoarece la nivelul unității de învățământ sau alți candidați care au dorit să se înscrie la aceste unități nu erau membri în Corpul Național de Experți și nu s-au putut înscrie, fiind condiția esențială pentru a putea candida la o funcție de director sau director adjunct, și unități de învățământ unde candidații înscriși și au picat acest concurs până acum, înainte de contestații, au picat concursul și au rămas funcțiile de director și director adjunct neocupate. Și putem vorbi de școala gimnazială Radovan, de școala gimnazială Traian, unde nici pentru funcția de director și nici pentru cea de director adjunct nu s-a ocupat postul. Școala gimnazială Malu Mare, Ostroveni, Dioști, școala gimnazială Teslui și grădinița Tudor Vladimirescu. De asemenea, în alte 2 cazuri, Apelevi și Braloștița, candidații nu au fost evaluați pentru că nu s-au întrunit comisiile de evaluare. Și la ultima reprogramare făcută în data de 17 noiembrie, ultima zi de concurs, când reprezentanții comisiilor se puteau întruni, aceștia nu s-au prezentat. Cele 2 unități de învățământ au rămas practic de la în curs de evaluare neevaluate, urmând ca acei candidați care s-au înscris pentru postul de director la unitățile de învățământ respective să acționeze în instanță unitatea de învățământ sau, conform metodologiei, să aștepte până la finalizarea concursului să vedem alte prevederi de la Ministerul Educației. Candidații care au susținut concursul și nu au fost mulțumiți de rezultatele probei de interviu pot depune contestație până pe 23 noiembrie la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Ieri a fost prima zi în care se puteau face aceste solicitări și o primă cerere a fost depusă în cazul concursului de director de la Colegiul Național Carol I din Craiova. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie. Ca multe alte comune din Oltenia, Salcia se confruntă cu plecarea masivă a locuitorilor în Occident. Pentru copiii care rămân în grija bunicilor în comună s-a înființat un centru de zi. Aici copiii își pot face temele și servesc și o masă. Lipsa locurilor de muncă a transformat zona Olteniei într-un adevărat bazin de emigrare. Mulți copii rămân în grija bunicilor, iar pentru ei în comună s-a deschis un centru de zi. Centrul a luat ființă în 2007, în baza unui program Seara României și se referă la familiile defavorizate, la mamele minore, copii cu mame minore. Lucrăm din 2007, avem o capacitate de 20 de locuri. Pe zi ne vin în jur de 15-16 copii, mai ales că e și perioada rece. Vara ei la capacitate, toată lumea pleacă la muncă, îi aduc și n-au unde să-i lase, îi aduc dimineața la 8 și ia după amiază la 4. Sunt în grija bunicilor, avem situația exactă, fiecare copil știm în grija cui este lăsat. De ce pleacă normal, așa cum a spus dumneavoastră, din cauza lipsei locurilor de muncă, făcând, eu știu, o comparație între ceea ce ar câștiga dacă ar rămâne în localitate și ceea ce câștigă acolo, le dai de înțeles că oamenii au dreptate că merg acolo.
iar mulți dintre ei, că și unul dintre factorii care a dus la scăderea numărului de elevi este și acela că i-au luat cu ei. Chiar și astăzi un părinte a făcut o cerere de retragere a fetiței din clasa 7-a, deoarece mâine pleacă în Italia. În prezent, la școala din Salcia sunt înscriși 194 de copii, dar numărul este în scădere. Directoarea spune că nu se întrevăd șanse ca în viitor fenomenul să fie stopat, pentru că în comună nu se înființează locuri de muncă. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Vremea continuă să rămână în parametrii normali pentru această perioadă. La noapte vom avea în Oltenia temperaturi ușor mai ridicate decât în intervalul precedent, ce vor fi cuprinse între 4 și 6 grade Celsius. Cerul va fi noros, dar nu se vor semnala nici ploi și nici intensificări ale vântului. Mâine cerul va fi în cea mai mare parte a zilei acoperit, dar nu va ploua. Temperaturile de la miezul zilei nu vor fi cu mult mai ridicate decât cele nocturne și se vor încadra între 4 și 9 grade Celsius. La Craiova vom avea la orele miezii 8 grade. Aici punem punct știrilor, urmează informațiile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele postului nostru. O seară frumoasă să aveți!